Și vă rog să le spuneți celor de acasă și contextul, adică ce v-a determinat declarația și punctul de vedere față de ea. Continui să cred că tipul acesta de atitudine politică, și încep să fiu elegant, și anume să-ți muți subiectele în exterior, invocând, cerând, rugându-te pentru o intervenție din exterior în scena politică românească în momentul în care ai ajuns în criză de soluții, este, repet, dovada unui anume tip de infantilism care nu-l ajută pe politician, dar care ne face rău ca țară. Deci un consilier, stați un pic, ca să înțelegeți cei de acasă concret, un consilier de-a lui Câțu s-a dus cu Jalba în băț la înalta poartă contemporană, că nu mai e la Istanbul, acum e la Bruxelles, și a spus că în România se pregătește o mișcare aproape neofascistă, din ce am înțeles eu, o alianță toxică, bă, neofascistă, adică asta e ideea folosită la Bruxelles de către membrii ai echipei guvernamentale. Greșesc, domnul președinte? Așa am citit și eu. Corect. Alianța AUR-USR, care vrea să dărâme guvernul legitim al României. Vă ascult, domnule președinte. Deci, în acest moment, din partea Bruxellesului, ce pot să înțeleg? Nu pentru că un politician sau altul au transmis de mesaje, ci pentru că oficiile diplomatice sunt cele care informează în timp real în legătură cu dezvoltările politice din România. Aceasta este misiunea lor. Deci, din exterior, pot să înțeleg faptul că în România stat din estul Europei cu probleme și dificultăți de acomodare democratică și la principiile statului de drept, precum exemplul Ungariei sau Poloniei, eu transgresez acum raționamentul, repet, așa cum se vede din exterior un astfel de demers, este în curs de formare o mișcare neofascistă, iar cei de la București, politicienii, care reprezintă un stat membru NATO și al Uniunii Europene, nu sunt în stare să blocheze o astfel de dezvoltare decât dacă primesc sprijin extern. Este foarte dură, foarte contundentă poziția pe care ați avut-o. În schimb, spre surprinderea mea, oameni cu care am stat de vorbă imediat după ieșirea în spațiu public a domnului Diaconescu mi-au confirmat. Și oameni, zic eu, importanți, îmi place să cred că discut cu oameni importanți, au confirmat fix ce spune Cristi Diaconescu, că este inacceptabil și că este o sursă de a pune România într-o poziție pe care nu o merită, nici ca țară, nici ca noi, ca entitate, românii nu o merită această poziție despre care face vorbire domnul Diaconescu. În concluzie, Cristi, te întreb și știu că ești un om și cu puterea analizei, dar și cu sinceritate față de public. Te întreb. Criza asta pe care o trăim și pe care eu mi-am permis să o etichetez ca fiind o păcăleală, un trompe-l'œil, o păcăleală de aia ca în pictură, în care ți se pare că e tridimensional și dai cu capul de un zid. Povestea asta cu moțiunea, vrăjeala asta uriașă cu moțiunea pesediștilor și moțiunea useriștilor împreună cu cei de la AUR, ți se pare că este generată, sau crezi, sau simți, sau știi că este generată de bani, de parchete, numirea șefilor la parchete, sau chiar de un blat, de o ocultă între președinte și PSD? De bani. Cei care sunt în spatele celor care acum li se cere public să se exprime într-un fel sau altul. Se vede după tipul de ezitare faptul că nu au o decizie politică internă corespunzătoare. Și din această perspectivă, cei din exterior cărora li s-au adresat, lasă-mă câteva secunde numai, cei din exterior cărora li s-au adresat au următorul raționament, să izolăm un pic, lăsați-i să-și rezolve problemele interne, în acest moment nu mai putem conta pe România din punct de vedere decizional. Vreau să vă spun că acum când vorbim, ministrul de finanțe ar trebui să fie într-o reuniune la Bruxelles pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Spune-mi și mie, ce credit i-ai dat dacă ai fi, să zicem, din partea Sloveniei privind spre discursul ministrului român al finanțelor? M-aș întreba dacă aș fi în postura în care ai presupus că aș putea fi, m-aș întreba dacă interlocutorii mei sunt cei cu care ar trebui să discut în numele poporului român sau sunt niște oameni cu care n-ar trebui deocamdată să discut până când la București lucrurile nu se rezolvă. Corect. Mulțumesc mult, a fost președintele PMP Cristian.